Bună ziua și bine v-am găsit, iată, suntem la ora 10 dimineața, pe 11 martie, aici la mine în zonă și albinuțile au început să aducă polen, au nevoie și de apă. Să vedem, vine cu cât un grăuncior de polen. Am deschis urdinișele mai tare un pic. Aici, în primele zile anul ăsta, se băteau, se atacau una pe alta. Nu era nimic, era prea cald și n-aveau ce să lucreze. Acum am văzut că vin cu un polen roșiatic și galben. Tot timpul v-am spus că am o mătcuță roșie, dar acum am două. Aici este ea, aici lucrează ea și albina este roșiatică. Aduce și ea polen frumos. Iată și pe partea aceea. Albina lucrează foarte frumos. Bun, o să mă duc ca astăzi. O să încep să pun și eu folie la albinuță și o să deschid stupul, iată ăsta, să văd dacă a consumat turta proteică pusă. O să așez telefonul aici. Să vedem cum se prezintă această colonie. Se deschide, se vede. Eu acum vreau să îndepărtez acea pânză. Acea pânză cu care a iernat colonia, foarte frumos a iernat. Și să văd dacă a consumat turta. Iată, albinuții stau foarte frumos. Mai au un pic din turtă, dar totuși aș vrea să văd cam cum stă cu puietul la ora asta. Iată, eu aici am diafragma. Nu le-am pus nimic după diafragma, nicio mâncare deocamdată, cu toate că ar cam trebui, zic. Iată cum stă albinuța aici pe polistiren. Foarte frumos. Înseamnă că cuibul e bine strâns. O să ridic această pungă cu turtă. O să le pun la loc. Acum ar cam fi nevoie de estelate, le voi îndepărta. Astea le vom îndepărta. Și azi nici nu știu ce zi este, cred că este joi. Cred că voi putea veni cu încă o serie de turtă. Și după aceea, ai albinuțul, pun-te acolo frumos pe ramă. Așa. Și ia să vedem ce are această colonie. N-am adus nici fum, o să umblu ușor cu ea. Este una dintre coloniile blânde ale mele. Iată ce frumos stă albinuța. Foarte, foarte frumos. Asta este ultima ramă. E bine împrăștiat albina. Miere are pe ea. Mă interesează cum are puietul. Ușor, iată ce frumos stă albinuții.
Iată-i, ce puiet frumos are acum. Se vede mai bine. Foarte, foarte frumos are puiet. Și albina stă frumos. Așa, și mâncare au. Au mâncare încă. Deci nu e nicio problemă cu mâncarea. Iată. Așa arată una dintre coloniile mai frumoase și mai blânde. Iată, avem și a doua ramă cu puiet. Frumos. Foarte, foarte frumos. Am vrut să văd. Eu fac o comparație cam cu ce se lucrează în alte stupini și cu ce reușesc să fac la mine aici în stupină. În momentul în care desprinzi rama, albina îți răspunde. Înseamnă că este un pic deranjat. Iată și pe a treia ramă avem puiet. Foarte frumos. Ia, ce frumos este. Bun. Trecem la următoarea. Tot ce voi mai face e că dacă e cald, o să mai amân un pic datul siropului. Ia să vedem aici. Aici eclozează puiet. O să vă arăt aici. Undeva am văzut capul la albinuță. Uite aici este. Chiar aici acum eclozează. Să văd dacă mătcuța a venit și aua. Două, da. Acum o să aduc aici și duce polen, că foarte puțin polen aduce ele. Dacă iară se anunță frig, nici nu îmi fac griji cu această mică cantitate de polen. Și avem rame de unde să le dăm, nu e problemă. Iată aici spațiu gol pentru polen cât dorește, dar albina o să aducă polenul lângă puiet. Aici mai are și un pic de păstură. E o ramă mai goală și e ultima. Iată cum stă la perete aici. Acum o să las un pic de distanță. Așa. Las un pic de distanță ca albinii să poată să-și aducă polen. Dacă e o cantitate foarte mare. Împingem la loc. Deci o colonie foarte, foarte frumoasă. Le mai las o săptămână și după aceea o să le aduc hrană, adică rame cu miere, la aceasta aduc ramă cu miere, după diafrag. Acum doar vin cu folia. Scutur albinuțile este un pic. Tai un pic acum punga ca să poată să-și ia mai bine conținutul. Vom pune deasupra aici. Bun. Avem și folia. De anul trecut avem folia și stai aici.
mă uit dacă folia a avut dată gaură pentru a da sirop. Cam asta e toată situația. Albinițele astea le dau un pic să se ducă de pe rame. Eu așa cum e, cum se dau după rame. Vedeți? Foarte ușor să le dai de pe rame. Fiindcă ele se simt un pic amenințate și atunci ele se dau. Bun. Punem păturica la loc și o să aibă și un pic de condens de acum. Aici avem o ramă cu care am strâns data trecută cuibul, are mâncare și asta o să eu dau în funcție de cum va fi ultima ramă, o să eu o înlocuiesc. Pânza aceasta și-a făcut datoria, a iernat foarte bine cu ea, o împachetăm și o păstrăm pentru la toamnă. O punem în spate aici. Nu o să se întâmple nimic cu ea. Bun, cam atâta la această colonie. Vă voi arăta și alte colonii. Până atunci o să ne mai vedem. Bine!